Povestea anotimpurilor. Ninge, fulgi mari și pufoși, ca de vată, coboară lene din înaltul cerului și îmbracă strada, copacii, clădirile, într-o mantie albă strălucitoare. În casă e cald și plăcut. La gura sobei, bunica împlătește cu gândul dus departe. Nepoțica și-a lipit nasul de geamul rece și privește încântată la jocul steluțelor de neam. Deodată întreabă: "Bunicuță, de ce nu este mereu iarnă? Mie îmi place tare mult iarna." "Ei, draga mea, ca să-ți răspund la întrebare, vino și te așează lângă mine și ascultă povestea pe care am să-ți o spun. De mult, tare de mult, nu se știe cât a trecut de atunci, trăia un crai tânăr și frumos și se numea craiul acela Vreme. Vreme stăpânea întreg pământul și plăcea nespus de mult să-l colinde în lung și în lat. Într-una din plimbările lui, zări o fată de pământean frumoasă, cum alta nu mai văzuse până atunci. De cum o văzu, nu mai avut liniște craiul și avea de ce să o îndrăgească. Era frumoasă ca lumina unei zile senine și avea părul bălai ca spicul grâului, ochii ca două albăstrele și gura ca o cireașă. Făcu ce făcu craiul nostru și într-o bună zi o luă de soție pe fata cea frumoasă ca ruptă din soare. Erau fericiți craiul și tânăra lui soție. Nu după multă vreme, frumoasa crăiasă își răsplăti soțul pentru dragostea ce arăta și pentru bunătatea cu care se purta, dăruindu-i 4 fete tot atât de frumoase ca și mama lor. Mult s-a bucurat craiul de acest dar neprețuit, căci, în orice casă, copiii sunt cel mai neprețuit, mai frumos și mai iubit dar. La nașterea copilelor, zânele bune, nașele lor, le-au înzestrat pe fiecare cu puteri deosebite și le-au hărăzit să bucure pe oameni cu însușirile lor. Ba, cum se obișnuiește, tot zânele, ca nașii ce erau, le-au dat și nume, fiecare potrivit cu darurile cu care fusese înzestrată. Astfel, pe prima fată o numiră Iarna, căci, au zis ele, avea fața albă ca neaua și ochii de un albastru închis ca cerul plumburiu, din zilele când soarele sta ascuns, ferindu-se de privirile oamenilor. Pe cea de-a doua au numit-o Primăvara. Avea ochi verzi ca întinsul nesfârșit al câmpurilor și părul ca scoarța copacilor abia înmucuriți. Pe cea de-a treia, care avea părul de culoarea spicului de grâu și ochii ca albastrul cerului senin, o numiră Vara. Pe cea de-a patra fată o numiră Toamna. Ea avea ochii de culoarea mătasei de porun copt, iar părul îi era ca de aramă, așa cum sunt frunzele ruginii ale codrului când păsărelele călătoare își au zborul spre miază zi. Zânele bune le-au urat micilor prințese să trăiască în bună înțelegere și să-l bucure pe tatăl lor, craiul Vreme, până la adânci bătrâneți. Din păcate, iată că se apropie nepoftită și o zână rea, care, auzind că se vorbește de bună înțelegere, spuse: "Ba, doresc să vină o vreme când cele 4 surori să nu se înțeleagă și să se certe între ele." Cum ultima zână bună nu apucase să-și sfârșească urarea, adăugă: "Tatăl lor, craiul Vreme, va fi acela care le va împăca, astfel ca ele să trăiască și pe mai departe în bună înțelegere, pentru a bucura pe oameni cu toate darurile cu care au fost înzestrate." Și zicând acestea, se făcură nevăzute. Fetele au crescut mari și frumoase, mai repede decât alți copii. Curând au început să bucure pe oameni cu darurile hărăzite lor de zânele bune, trimițându-și din împărăția tatălui lor, din înaltul cerului, binefacerile care fericeau lumea. A trecut mult timp și peste tot domnea buna înțelegere și mulțumirea. Craiul Vreme, care începuse a îmbătrâni,
îi creștea inima de bucurie. Dar, iată că într-o zi, când iarna își trimitea pe pământ darurile și frumusețile ei, zâna cea rea îi strecură un gând rău. Știți ceva, dragile mele surori? Cred că de acum încolo, numai eu o să-i bucur pe pământeni cu darurile și frumusețile mele. De ce crezi că ție ți se cuvine acest drept? De ce? Mai întâi, așa vreau eu. Și apoi, pentru că pe mine mă iubesc oamenii mai mult. Eu le aduc zăpada cea albă și le-o aștern peste munți, peste câmpii. Eu le zugrăvesc pe geamuri flori de gheață și fac să răsune dealurile și văile de clinchete vesele de zurgălăi. Cât de mult le place copiilor să lunece într-o sanie ușoară sau să alerge cu patinele pe luciul lacului pe care numai eu pot să-l acopăr cu un pod de gheață. Eu le aduc copiilor bucurii, pomul de iarnă și pe Moș Crăciun cu traista de daruri. De aceea se cuvine ca numai eu să cobor pe pământ și să le ofer oamenilor darurile mele atât de multe și atât de frumoase. Surorile se supărară. Buna înțelegere plecase dintre ele. Primăvara cuvântă cea din tâi. Nu, n-ai dreptate. Eu sunt cea mai dragă oamenilor, că-și le trimit raze calde de soare. Topesc cu suflarea mea blândă zăpada de pe câmpii și le fac să înverzească. Trezesc la viață întreaga natură pe care tu, iarnă, ai ținut-o în lung somn. Copiii și mie izburdă pe câmpii. Păsărelele înveselesc văzduhul cu ciripitul lor. Grânele încep să crească, pomii să înflorească și să prindă rod. Eu sunt mai de folos oamenilor. De aceea, ei pe mine mă iubesc mai mult. Deci, se cuvine ca domnia mea pe pământ să fie cea mai lungă. Vara ascultă în tăcere, apoi le spuse. Cred că n-aveți dreptate niciuna. Mie mi s-ar cuveni să domnesc cel mai mult, căci eu le dau oamenilor cele mai bogate daruri. Ascultați! În zilele mele senine și călduroase se coc grânele aurii și fructele. Copiii se joacă afară prin parcuri și grădini. Merg la mare sau la munte și culeg voioși flori din poienițele însorite. Spuneți, nu-i așa că eu sunt cea mai îndrăgită de oameni? Nu-i adevărat, sări toamna supărată. Pe mine mă iubesc oamenii cel mai mult și pe drept cuvânt. Eu fac să se strângă o mulțime de bogății de pe câmp, de prin grădini, din vii. Le umplu hambarele cu cereale, iar fructele sunt tocmai bune de cules. Transform struguri în must dulce, apoi în vin. Mie mi se cuvine să fiu stăpână veșnică a pământului, chiar dacă, uneori, trimit ploi, frig, vânt, de se îngălbenesc frunzele și cad, iar păsările se duc în țările calde, speriate de nopțile care cresc mereu și de cerul acoperit de nori întunecoși. Tocmai când se certau, domnițele mai aprins, a apărut tatăl lor, Craiul Vreme, care le ascultase și nu se arătase deloc mulțumit. Cu blândețe și înțelepciune le mustră pentru lipsa lor de chipzuință. Frumos vă stă oare să vă certați? Am ascultat tot ce a spus fiecare, dar nu aveți niciuna dreptate. Toate aveți același loc în inimile și dragostea oamenilor. Sunteți anotimpurile anului, deopotrivă de folositoare și deopotrivă de iubite. De aceea trebuie să domniți pe rând și în egală măsură. Aflați despre mine că toată viața a măsurat vremea. De aceea mi se spune chiar Craiul Vreme. Timpul îl măsor în ani, iar voi, fiicele mele, trebuie să domniți în mod egal, vreme de 3 luni fiecare și apoi să luați mereu de la început, căci timpul n-are limită, iar puterea voastră trebuie de asemenea să fie fără sfârșit. Ca să nu greșiți și să nu vă certați, vă dăruiesc cele 4 palate ale mele. Fiecare palat are 3 apartamente. Iar fiecare apartament câte 30 sau 31 de camere, un singur apartament 28, iar uneori 29 de camere.
Fiecare dintre voi va fi stăpâna unui palat și va domni atâta timp cât va parcurge întreg palatul său, începând cu prima cameră a primului apartament până va ajunge în ultima cameră a celui de-al treilea apartament al palatului. Fiindcă palatele sunt așezate într-o anumită ordine, voi veți domni ținând seama de această ordine, pe rând și mereu de la capăt, an de an. Iar eu, din palatul pe care l-am păstrat, vă voi urmări cu atenție, mă voi bucura de ajutorul pe care îl veți da oamenilor și, măsurând mereu cum vine și cum trece vremea, voi însemna acest lucru pe răpșorul vremii. Și așa, draga mea nepoțică, oamenii au învățat de la craiul vreme să măsoare vremea în ani. Și tot de atunci, anul are 4 anotimpuri, iarna, primăvara, vara, toamna. Ție ți se pare acum că iarna e cel mai frumos anotimp, dar, la rândul lui, în fora anotimpurilor anului, fiecare are farmecul lui, fiecare este iubit, căci fiecare aduce omului darurile lui și îl bucură cu frumusețile pe care le revarsă asupra pământului. Dacă v-ați distrat alături de noi, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru pentru mai multe aventuri fascinante. Mulțumim pentru că ați fost parte din această călătorie și ne vedem curând în următoarea aventură. Până atunci, fiți curioși și rămâneți entuziasmați să descoperiți mai multe despre lumea noastră minunată.